Mâine începe Bucharest Science Festival, în mai multe locații din București, dar și din țara. În aceste 50 zile, atât în București, cât și în mai multe localități din țară, în Timișoara, în Ajud, în Râșnov, vom avea peste 100 de evenimente dedicate promovării științei, dedicate unei mai bune înțelegeri a științei de către publicul larg. Știința în fiecare zi ne aduce ceva nou. Iar faptul că noi suntem astăzi aici, că trăim, simplul fapt că noi suntem în viață astăzi, se datorează în bună măsură științei. Se datorează progreselor în agricultură, care ne-au permis să hrănim 7 miliarde și mai mult de oameni. Este vorba de progresele în medicină, care ne fac să avem o viață mai lungă și mai sănătoasă. E vorba de progresele în generarea energiei, pentru că nu putem să concepem societatea modernă fără o sursă stabilă de energie. Este vorba de o serie întreagă de progrese la care nu ne-am gândit în prima instanță. Motivul pentru care România este în momentul de față mult mai săracă decât alte țări din Europa este că zeci de ani am fost deconectați de lumea civilizată. Zeci de ani oamenii nu au putut circula liber, ideile nu au putut circula liber. De asemenea, la conferința de presă organizată pentru deschiderea festivalului a fost prezent și un invitat mai special, un robot. E foarte important discuția despre schimbarea climei, dar poate ar trebui să schimbăm un pic unghiul de abordare. Nu din cel despre catastrofe, despre fatalitate, despre ceva ce vine și distruge planeta, ci să încercăm să înțelegem întâi, iar apoi să încercăm să folosim știința și tehnologia pentru a putea să trăim și nu mai prost, ci poate chiar mai bine, chiar și în condițiile schimbării climei. Statul român dă prioritate unor inițiative demne de evul mediu. Statul român actual nu este sincronizat cu secolul 21, că statul român, prin acțiunile lui, nu dă importanță cercetării, nu dă importanță educației, nu dă importanță sănătății cetățenilor. Activitățile care se vor desfășura în cadrul festivalului în perioada celor 5 zile sunt foarte diversificate, de la conferințe și dezbateri la documentare, ateliere pentru copii, expoziții și experimente. În cadrul conferinței de astăzi s-a realizat și un experiment, prin care am putut vedea cum arată de fapt ADN-ul. Dar este foarte ușor să vizualizezi ADN-ul, să-l extragi. Ai nevoie de un pic de alcool, ai nevoie de un pic de detergent și, bineînțeles, de materie organică. Ăla este ADN. Substanța care constituie cartea de bucate după care orice organism este făcut. Astfel, pasionații de știință, dar nu numai, sunt așteptați să descopere noi curiozități la cel mai important festival de promovare a științei din România. La toate evenimentele din program, intrarea este liberă.